Ecuador, declarații incendiare despre cum l-a cunoscut pe Lino Golden, m-am dus cu Mocanu în club. Voia s-o bată pe Andra pentru că era gelos. Jador și Lino Golden au vorbit la Teo Show despre urmările succesului piesei Dau Moda. Cei doi au dat de înțeles că au pregătit multe proiecte de viitor împreună. Jador și Lino Golden au scos împreună piesa Dau Moda, care se află pe locul 1 în trending încă de la lansare. Hitul a strâns 24 de milioane de vizualizări. Cei doi au vorbit în cadrul emisiunii Teo Show despre succesul piesei, planul de viitor, dar și despre cum au ajuns să colaboreze. Cum l-a cunoscut Jador pe Lino Golden? M-am dus cu Mocanu în club. Voia s-o bată pe Andra pentru că era gelos. Jador a povestit cum a ajuns să colaboreze cu Lino Golden, în contextul în care amândoi abordează genuri diferite. Se pare că Bogdan Mocanu, fost concurent de la Puterea Dragostei, este cel care i-a făcut să se întâlnească. Cântărețul a povestit că era în club cu Bogdan Mocanu, în căutarea iubitei lui, Andra Voloș, tot fostă concurentă Puterea Dragostei. El ar fi fost foarte gelos că iubita lui era în club, iar potrivit spuselor lui Jador, voia să o bată. Prima oară ne-am întâlnit în club. M-am dus cu Mocanu în club pentru că o căuta pe Andra. Voia s-o bată. O mi-a chemat după el, eu m-am dus și era și Lino. Am făcut cunoștință, ne-am împrietenit, managerul lui l-a contactat pe managerul meu și așa a ieșit hitul, virgulă, a povestit Jador. După Dau Moda, Jador urmează să colaboreze cu Alex Velea și Antonia. Declarații exclusive. Jador și Lino Golden sunt foarte mândri de succesul piesei și au mărturisit că au multe proiecte de viitor pregătite. Ei au menționat că în spatele acestui proiect, creierul a fost Alex Velea, care a compus piesa. Alex Velea a fost creierul acestui proiect. A fost un proiect în care au fost implicați mulți oameni și a ieșit ce ne-am dorit, virgulă, a declarat Lino. Avem multe proiecte de viitor. A mai adăugat Jador. Jador a dat de înțeles că ar putea urma o colaborare la fel de neașteptată. Jador, dacă te văd cântând și cu Alex Velea și Antonia, virgulă, a spus Bursu cu punct. Reacțiile au apărut imediat, amândoi spunând că nu au voie să spună mai multe despre următoarele colaborări, dar zâmbetele pe care și le-au împărțit au dat de înțeles că nu s-au terminat colaborările lui Jador cu Golden Boy Society.